Cu o lună în urmă, aleșii Urbei au dat o hotărâre de consiliu prin care se alocau din bugetul local o sumă de bani în vederea amenajării grădinii publice din Câmpul Lung. Joi, 28 mai, cei care au aprobat suma de bani au trebuit să o retragă, deoarece Agenția de Dezvoltare i-a atenționat că orice intervenție în proiectul Parc Crețulescu duce la pierderea întregii finanțări pe bani europeni. Constantin Chițulescu a fost cel care a atras atenția executivului că aleșii locali au ajuns de batjocură, fiind puși în situația ca într-o lună să aprobe o hotărâre de consiliu, iar în cealaltă lună să o revoce. Vizibil nervos, consilierul Dan Șipoteanu a spus că s-a săturat de toate discuțiile privitoare la acest proiect și că ar trebui ca cel care a menegeriat proiectul să vină să dea explicații necesare pentru a elucida acest caz. În discursul său, consilierul PRM a atras atenția că se zvonește prin oraș că deja DNA-ul ar întocmi dosare pentru aleșii Urbei în ceea ce privește proiectul Parc Crețulescu. Între timp, percepția oamenilor va fi că dumneavoastră sunteți vinovat, ceea ce nu e adevărat. Între timp a apărut și domnul David și va fi și dânsul luat la răspundere și ceea ce iară nu e adevărat. Noi, între timp, când se fac dosare penale, ceea ce iară nu e corect, care e problema noastră atunci? Credeți că stăm liniștiți? Dacă discutăm mai mult, tot nu vă rezolvă. Haideți să luăm o hotărâre acum. Cineva să vină să spună sau să se acționeze în judecată. Cineva, nu mă interesează ce. Să nu mai existe suspiciune asupra noastră. Unii sceptici, alții indignați, consilierii locali, au trecut la acuzații grave, chiar făcând aluzii fără să aibă dovezi la anumite persoane din Consiliu sau administrația locală. George Bălan a precizat că vinovată pentru nerealizarea proiectului este echipa care s-a ocupat de implementarea acestuia. Iar puțin mai categoric, Nicolae Dumitrescu a afirmat că este exclus ca lucrările să mai continue la acest proiect în situația dată.